Preubiților, vă invit să ne ridicăm în picioare și din Sfânta Carte Biblia am să citesc opt cuvinte a celui mai mare predicator care a fost vreodată. Vă rog să deschideți Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35, a doua parte a versetului. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35. Să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus care însuși a zis, este mai fericit să dai, decât să primești. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locul. Frați și surori, dragi tineri, mă bucur în această dimineață să fiu în casa lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. E un har și o binecuvântare care Domnul ne-a rânduit-o tuturor. Mulțumesc fratelui Nelu Filip pentru că dânsul a rânduit să fim aici împreună și să slujim spre gloria Domnului și spre zidirea spirituală, sufletească a sufletelor noastre. Pentru aceasta Domnul să fie lăudat. A fost în toamna anului trecut în biserica noastră și ne-am bucurat alături de dânsul, ne-am încurajat unii pe alții, am slujit împreună și mulțumim Domnului pentru oamenii lui care se sacrifică, care slujesc și sunt neobosiți în ogorul Evangheliei. M-am bucurat în această dimineață și apreciez, am apreciat momentul închinării, însă, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Închinarea noastră este primită de Dumnezeu, că de aia o facem înaintea Lui, o aducem, înaintea Lui ne închinăm. De altfel, noi știm că Dumnezeu l-a creat pe om, m-a creat pe mine, te-a creat pe tine cu două mari nevoi. Prima, de a te închina cuiva, fără dar și poate. Orice om se închină unei Dumnezeiri, unui Dumnezeu de piatră, lui adevăr, sau unui Dumnezeu de lemn, sau unui alt Dumnezeu. Al doilea lucru care Dumnezeu l-a creat pe om a fost felul, modul cu care să-și hrănească mintea, gândurile, ceva trebuie să faci. Și ca închinarea aceasta să fie primită, dragi frați coriști, dragi frați din Biserica Poarta Cerului, instrumentul nostru cu zece coarde trebuie să fie acordat. Poate că sună ciudat pentru dumneavoastră cei cu instrumentul acesta cu zece coarde. Despre ce este vorba? Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare dintre noi un instrument. Efeseni, capitolul 1, versetul 3. 6, 11, 12 spune așa că noi am fost creați de Dumnezeu să slujim de laudă slavei sale. Și acum, instrumentul Avram cu doi ochi, cu două urechi, cu două mâini, cu două picioare, cu o gură și cu o inimă, în total sunt 10 coarde, aduce lauda la adresa lui Dumnezeu. Însă, dacă eu vin aici dezacordat, Credeți dumneavoastră că închinarea noastră este primită înaintea de Dumnezeu? Dacă am umblat săptămâna trecută pe căile mele, pe drumurile mele și mi-am adus aminte de Dumnezeu numai când am venit aici, m-am trezit grăbit în dimineața asta, am pus copiii în mașină, soția am grăbit și am spus hai că trebuie să mergem la poarta cerului să ne închinăm, să aducem închinare Domnului. Credeți dumneavoastră că închinarea noastră este primită? Dacă în timpul săptămânii noi am permis ca gura să se dezacordeze vorbind ce nu trebuie, dacă am permis ca piciorul să calce într-un loc în care Dumnezeu nu-i onorat, dacă am permis ca mâna, știți dumneavoastră ce facem noi cu mâinile, să facă și alte lucruri, dacă am permis ca inima să gândească și să înmagazioneze alte lucruri decât cuvântul lui Dumnezeu, credeți că închinarea vă este primită? Nu vreau să vă judec. N-am alt interes în această dimineață decât să vă îmbărbătez, să vă încurajez și să vă motivez ca închinarea noastră să nu fie știrbită în niciun fel. Și e frumos să lăudăm pe Domnul. Și e frumos să reînchinăm înaintea Lui. Însă, dragii mei, vreau cu ajutorul Lui Dumnezeu în această dimineață un cuvânt de învățătură pentru noi toți despre un alt fel de închinare sau despre... Încă un segment al închinării, subiectul acesta mare, tema aceasta mare, despre închinarea prin dărnicie. Mesajul scurt, titlul mesajului meu din această dimineață vorbește despre închinarea prin dărnicie. Și s-ar putea să fiu catalogat greșit, să fiu judecat de unii dintre dumneavoastră și să spuneți uh, să aveți diferite gânduri. Însă vreau să vă spun ceva, dragii mei. În timp ce unii poate vă gândiți să vă faceți planuri pentru săptămâna viitoare, alții de pe internet poate au închis internetul, vreau să vă spun că n-am alt interes, nu reprezint o organizație misionară, n-am în spate un proiect pentru săraci, vreau doar să vă spun ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetul 17. Cuvântul Domnului spune așa, nu umblu, nu că umblu după daruri, din potrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Dacă am un gând, dacă am o motivație în această dimineață, e ca închinarea dumneavoastră să nu fie știrbită în niciun fel. Și mă rog Domnului să vă deschidă inima, să deschidă mintea, să fim receptivi la cuvântul Lui și El să ne vorbească în această dimineață despre subiectul acesta care pentru mulți e atractiv, vrem să-L avem în viața noastră, nu din prisma faptului că există niște îndatoriri ale noastre, ci din cauza faptului că sunt binecuvântări, promisiuni, făgăduințe ale Lui Dumnezeu scrise aici în Scriptură pentru cei care se închină și prin dărnicie. Și Domnul Isus, în predica de pe munte, la Matei 5, vorbește despre trei aspecte obligatorii care trebuie să existe în viața fiecărui credincios. Vorbește despre rugăciune, vorbește despre post și despre dărnicie. E adevărat că Matei 5 începe cu fericirile și poate că noi, ca români, cu gândirea noastră ne-am oprit și știm despre Matei 5, predica de pe Munte, fericirile. Însă Domnul Isus are un set de predici acolo și vorbește când vă rugați, când faceți milostenie, când postiți. Ori asta îmi spune mie că nu-i ceva opțional. Dacă vreți să vă rugați, dacă vreți să dăruiți, dacă vreți să postiți. Când cuvântul acesta mă face pe mine să cred și să conștientizez că e un moment al acțiunii, e un imperativ, dacă vreți, nu e o opțiune, nu e o alegere. Trebuie să fac lucrul acesta. Și Biblia vorbește despre rugăciune peste 500 de versete în Noul Testament, însă despre dărnicie, despre bani, despre administrarea banilor, despre posesiuni materiale. Noul Testament vorbește peste 2000 de versete. Peste 2000 de versete. Sigur că despre felul cum un om își administrează banii se pot spune multe lucruri. Însă, dacă aș sta cu dumneavoastră o săptămână, sau dacă ați sta dumneavoastră cu mine într-o săptămână, ați putea să vă dați seama cel puțin de două lucruri. Felul cum îmi administrez, cum îmi cheltui banii despre caracterul meu, ce fel de om sunt, bun, sau rău, egoist sau generos, pentru că există o strânsă legătură între inima mea, caracterul meu, ceea ce sunt eu și comoară. Unde mi-este comoară, spunea Domnul Isus, acolo îmi este inima. Este un proverb care spune că omul are două pungi. Una este a lui și alta este a Domnului. Acum eu vă întreb. Creștinul, copilul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, câte pungi trebuie să aibă sau câte pungi are? Noi spunem una singură, eu continui cu o întrebare, a cui? A noastră sau a Domnului? Se ruga un tânăr înfocat și spunea, Doamne, ce vrei să fac cu banii mei? Și Duhul Domnului îi șoptește la ureche și spune, nu te rogi bine, roagă-te așa, Doamne, ce vrei să fac cu banii tăi? cu banii tăi. Frații mei, vreau să începem de la bun început și să exprim lucrul acesta. Zeciuiala, dărnicia, milostenia nu este o condiție a mântuirii. A fim lucrul acesta cu tărie, nu este o condiție a mântuirii. Noi facem lucrul acesta pentru că suntem mântuiți. Amin? Amin? Dacă dau 1%, 10%, 20%, asta nu influențează pe Dumnezeu să mă iubească mai mult ca pe vecinul meu? Sau pe, ca, ca pe colegul meu? Nu. Dumnezeu mă iubește la fel. Ce influențează, în schimb, este felul cum pot eu să influențez împărăția lui Dumnezeu prin dărnicia mea. Așadar, dărnicia, închinarea prin dărnicie, aspectul acesta foarte important în viața credinciosului, trebuie să fie ca un răspuns la binecuvântările Domnului în viața noastră, în, via în viața fiecăruia. Și aș vrea să am trei puncte scurte care să le țineți minte și mă rog Domnului să ne vorbească tuturor în dimineața aceasta. Zeciuiala, în primul rând, frații mei și surorile mele dragi tineri, este proprietatea lui Dumnezeu. Zeciuiala este proprietatea lui Dumnezeu. Puteți să spuneți amin? Amin. Haideți să citim pentru aceasta din Cartea Sfântă de la Levitic, la capitolul 27, versetul 30 și 31, cuvântul Domnului spune așa. Orice zeciuială de pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciala lui, Biblia spune, nu să taie, spune, să mai adauge o cincim. Maliahi, capitolul 3, versetul 8, cuvântul Domnului spune așa. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? cu zeciuielile și darurile de mâncare. Față și sorori, lumea în care noi trăim spune că există trei teorii despre proprietate. Și care sunteți mai bătrândi de noastră. în epoca, era comunismului, comuniștii spuneau în felul următor, statul e proprietarul, el deține tot. Capitalismul cei din vremea noastră, vesticii și noi astăzi, spunem omul, omul deține tot, omul ce are tot este a lui. Însă creștinismul, a treia teorie despre proprietate, spune al Domnului este pământul cu tot ce pe el, lumea și cei ce aici o locuiesc. Asta e o teorie care nouă ne place, o iubim, o respectăm și poate că mai puțin o facem. Însă, există, dacă sunt trei teorii despre proprietate, sunt trei feluri de bunuri. Este un bun personal, adică casa mea, mașina mea, pot să fac ce vreau în mașină, pot să mănânc, pot să dorm, dacă mi-s plătite ratele la bancă, pot să spun că mașa mea, costumul meu, ăsta e un bun personal. Există un bun comun, de care cu toți ne bucurăm. Soarele? Cine a făcut ceva în dimineața aceasta ca soarele să fie pe cer? Dumnezeu. E un bun comun de care noi ne bucurăm. Ne bucurăm de lumină, ne bucurăm de căldură, ne bucurăm de apă, de aer. Astea sunt bunuri comune care nimeni n-a făcut ceva ca să le merite. Dumnezeu, prea sfântul, ne le-a dăruit. Și acum mai există un bun, al treilea bun. Este bunul lui Dumnezeu. Adică, zice 10%. Și acum, frații mei, vreau să vă spun ceva. Poate pentru unii, deja vă gândiți, fratele ăsta pedalează mult pe zecioală, nu mi-e confortabil să aud cuvântul acesta, nu prea îmi place lucrul acesta, nu prea îmi place să fiu generos, să dau. Omul, eu și tu, lucrez în parteneriat cu Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în parteneriat cu tine. Este un un parteneriat, dacă vreți, fără de care nu poți. Nu poți să spui că eu lucrez dacă Dumnezeu nu-ți dă sănătate. Depinzi de clauzele lui. Mergi la muncă dacă Dumnezeu se îndură de tine și luni dimineața 30 din pat. Altfel, numai prin puterile tale nu poți să faci asta. Și Dumnezeu îți dă sănătate, îți dă înțelepciune, îți dă minte ca să poți să muncești, îți dă căldură ca să crească cartoful, îți dă ploaie ca să crească porumbul și este un parteneriat între Dumnezeu și om. Și la final Dumnezeu trage linia și spune așa, 90% sunt ale tale, oricum totul, totul e a meu, dar eu în parteneriatul acesta cu tine îți dau ție 90% să administrez și pentru mine, bunul meu, 10% să aduci la casa Domnului. Ce ziceți? Sună bine? Fraților, eu să vă spun un lucru. Zeciuiala nu e un impozit. Noi nu aducem zeciuala pentru pastor, pentru biserică. Noi o aducem și o dăm Domnului. Bine. Pentru că ne închinăm înaintea Lui în felul acesta. E o bucurie, e un privilegiu, e o oportunitate să poți să-ți dea Dumnezeu oportunitatea aceasta să te închini înaintea Lui. Auzeam zilele trecute, un frate pastor spunea, au venit la mine niște pedeliști și mi-au spus, dacă faci reclamă în biserica ta, era o biserică foarte mare din țară, o să primești suma asta de bani pentru lucrurile care aveți nevoie la biserică. Și fratele acesta a spus, nu toți au oportunitatea să dea pentru Domnul. Tu nu o ai. Domnul are bogățiile lui. Domnul are tot ce este în cer și pe pământ și poate să ne dăruiască. N-am să mă compromit în felul acesta. Și sunt și astăzi bărbați ale lui Dumnezeu puternici care nu se compromit cu lucrurile acestea. Iisus, de altfel, certifică zeciala și în Matei 23 cu 23, în Luca capitolul 11 cu 42, spunea fariseilor și le zicea, lucrurile acestea trebuie să le faceți și celelalte să nu uitați, să le faceți și pe celelalte. Se lăudau și spuneau, noi dăm zicioală din chimin, din lucrurile care sunt din pământ, din venitul nostru, aducem zicioală la casa Domnului. Și Domnul i-a spus, a certificat. Noi ne împărțim în două. Cei care suntem și dăruim zicioala, spunem, frate, zicioala au fost dinainte de lege. Avram l-a inspirat, Dumnezeu l-a inspirat pe Avram să aducă, să se închine cu zecioală, înaintea Domnului și Dumnezeu însuși a legalizat lucrul acesta prin lege pe muntele Sinai. Citiți pentru aceasta în cartea de Euteronom la capitolul 14 și Domnul Iisus după 1500 de ani mai târziu certifică și eh, consolidează lucrul acesta prin versetele care le-am spus. Alții vin și spun, domnule, suntem sub har, nu mai suntem sub lege, tot ce a fost sub lege s-a dus, gata, cu lucrul acest. Uh... Frații mei, când îți aduci zicioala la casa Domnului, îl onorezi pe Dumnezeu și te încrezi în El că peste celelalte 90% El e proprietar. Dacă nu, încerci tu să te descurci cu inteligența, cu logica și încerci să faci cumva să administrezi și o să ajungi să vezi că N-ai biroință, n, n zbândă dacă nu îl cinstești pe Dumnezeu, așa cum spunea înțeleptul Solomon, cu toate averele tale, cu toate bunurile tale. Vreau să trec la al doilea punct în această dimineață. Primul a fost: zeciuiala, este proprietatea lui Dumnezeu și nu-i de joacă cu lucrul acesta. Întăresc încă o dată afirmația aceasta: nu e o condiție a mântuirii. Facem lucrul acesta, ne închinăm în felul acesta înainte de Dumnezeu, pentru că El ne-a mântuit. În al doilea rând, zeciuiala, dragii mei, este un test al credinței. Zeciuiala, dărnicia, milostenia, binefacerea, este un test al credinței. Dumnezeu poruncește, și am citit, în Maleahi să ducem zeciele la casa Domnului. Prin bani. Dumnezeu testează credincioșia noastră. Este un mijloc prin care Dumnezeu testează credincioșia noastră prin finanțele noastre. Repet încă o dată, faptul ce spun unii. Zeciala a fost sub lege, nu mai trebuie să o facem astăzi. Nu mai trebuie să dăruim din finanțele noastre, din ceea ce Dumnezeu ne dă. Însă vreau să vă spun ceva. Există și a existat un principiu care Domnul Iisus l-a lăsat scris în Scriptură. Tot ce a fost în vechea lege, toate lucrurile ei au fost înlocuite în nou legământ cu ceva mult mai bun. Și dacă preoția lui Aron a fost înlocuită cu Domnul Isus, dacă jerfele au fost înlocuite cu mielul de jerfă, cu Domnul Isus, imaginați-vă numai puțin lucrul acesta. În dimineața aceasta, prin toată Timișoara, să fi venit fiecare dintre noastre cu vita, cu boul, cu mielul, cu pe, porumbelul, cu turtureaua la casa Domnului pentru jertfa de ispășire. Ce-ar fi fost aici în cur de aceasta, cât behăit, cât deranj? Însă Domnul Iisus, prin lucrul acesta, ne-a binecuvântat și a dat mai mult. El s-a dat ca miel de jertfă. Le, no, vechiul legământ a fost înlocuit cu noul legământ. Poruncile din lege au fost înlocuite cu ceva și mai bun, cu predicile de pe munte. Și acum eu vreau să vă întreb și să vă întrebați dumneavoastră, oare acest 10% cu ce a fost înlocuit? Procentul acesta de 10 cu ce a fost înlocuit în Noul Testament? Deschideți Sfânta Carte cu mine la 2 Corinteni, capitolul 8. <coughs> Începând cu versetul 1, Cuvântul Domnului spune așa. Este un exemplu. Absolut copleșitor al fraților noștri macedonieni, un principiu al generozității care pentru mulți sau mulți o să rămâneți surprins în această dimineață la uzul acestor cuvinte. Fraților, voiam să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut bucuria lor peste măsură de mare și sărășia lor lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului un lucru extraordinar. Macedonienii, frații mei, 10% din Vechiul Testament a fost înlocuit în Noul Testament cu... au dat cu bucurie peste măsură de mare, au dat peste puterile lor, au crezut că dărnicia e un privilegiu, l-au rugat pe pave să le dea voie să-și aducă ajutoarele, să dăruiască și au mai făcut un lucru. S-au dat pe ei înșiși. Domnului, un lucru extraordinar. Acum vreau să vă spun ceva. Macedonienii, oamenii aceștia, nu au dat din belșugul lor, din avuțiile lor, din bogățiile lor mari. Au dat în mijlocul necazurilor, în mijlocul încercărilor. Asta a fost dictonul lor. L-a onorat pe Dumnezeu în ciuda faptului că era un sărăcie lucie. Vă spune ceva cuvântul acesta: sărăcie lucie? A ajuns cineva să trăiască o săptămână, o lună, un an sărăcie lucie? Cred că noi nici nu știm ce înseamnă lucrul acesta. Dacă ai laptop în casă, calculator, vreau să spun că te afli printre cei 5% din cei mai bogați oameni lumii. N-ai știut lucrul acesta. Însă sunt mulți oameni astăzi care mor nu au ce mânca și noi, frații mei, noi românii, noi români, suntem binecuvântați de Dumnezeu peste măsură de mult. Peste măsură de mult. Eu n-am văzut magazine, shopuri, shopping center, ca la noi în țară, mall -uri. La noi în Irlanda nu există așa ceva. În Europa, pe unde am fost, nu sunt magazine așa de scumpe. Suntem, cred că, la egalitate sau poate, din punctul acesta de vedere, cu o treaptă mai sus decât mulți. Pentru că noi am venit din urmă și le-am luat înainte din perspectiva aceasta materialismului, ale lucrurilor acesta pentru trup. Le-am luat înainte, dar am rămas în urmă cu ceea ce ne-au învățat pe noi vesticii. Și îmi pare rău de lucrul acesta. Vesticii au venit și ne-au dăruit. Și ne-au binecuvântat cu tiruri, cu ajutoare, cu bani, cu tot felul de lucruri. Și noi am primit am primit, am primit. Și îmi pare rău că ei nu ne-au învățat despre beneficiile dărniciei și au spus în sinea lor, lasă că asta e pentru noi, că e mai ferici să dai decât să primești. Și ne-au ținut pe noi așa, în latura aceasta, le dăm noi, noi lor. S-au rugat Domnului, Doamne, dă nouă că noi dăm românilor. Însă, frații mei, Dumnezeu ne vorbește în această dimineață, Domnul Iisus ne aduce aminte E mai ferice să dai decât să primești. Putem spune amin la lucrul acesta? Într-o zi un membru, un membru dintr-o biserică a venit la păstor și a spus Frate păstor, eu cum să dau zicioala? Nu mă discurc, am multe cheltuieli, am mulți copii, am multe probleme financiare. N-am cum să fac lucrul acesta, nu mă pot închina Domnului, aș vrea, dar nu pot. Și pastorul i-a spus așa dă zeciuiala, plătește taxele, impozitele, plătește-ți cheltuielile și dacă nu-ți ajunge, vii la mine și îți dau diferența. Și fratele nostru a spus, bine frate păstor, am încredere în dumneata. Și se trage un pas înapoi păstorul și spune, îți dai seama ce ai făcut? Tocmai l-ai înjosit pe Dumnezeu. Cum adică? tu ai încredere în mine ca om, ca muritor și nu ai încredere în promisiunile lui Dumnezeu? Ceea ce spune el, dacă dați, zicea la casa Domnului Maleah, spune, voi deschide zăgazurile cerului, voi deschide ferestre de binecuvântare. Dar frate, dar de unde? Că nu știu, nu înțeleg, nu pot la ora aceasta să percep cum Dumnezeu să-mi dea. Nu înțeleg lucrul acesta. Fraților, nici eu nu știu, dar știu ceva. Sfânta Scriptură. Dumnezeu n-a mințit niciodată. El întotdeauna se ține de cuvânt. Dacă problema e undeva, e la noi, la oameni. Nu la Dumnezeu. E că nu-l cunoaștem îndeajuns, că nu ne încredem pe deplin în el, că de multe ori falimentăm. Am falimentat. Am, am picat testul acesta al credinței noastre în Dumnezeu din punctul acesta de vedere. Știți cum, fraților, noi ne gândim în felul următor. O venit salariu, plătim cheltuielile, plătim chiria pentru cei care n-au casă, plătim ce mai asta și dacă rămâne ceva, aducem la casa Domnului. Principiul e altul. Domnului prima dată și apoi pentru noi. Pentru că cei 10% care îi dai, 11, 12, cât vrei să dai, îi binecuvintează pe cei 90 care au rămas acasă. Amin? Asta înseamnă să mă încred în Dumnezeu. După ce mi-am făcut datoria, după ce m-am închinat înaintea Domnului, cu 10%, cu 10%, la adusă la casa Domnului, eu să stau și să spun, Doamne, aștept să împlinești promisiunile tale cu casa mea, cu familia mea, nu știu cum, nu înțeleg, logica nu mă ajută la momentul acesta, dar cred ceea ce spune Cuvântul tău și vei trece testul credinței, credinței credincioșiei din punct de vedere al zeciuielii. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Vreau să vă spun un lucru. În urmă cu câțiva ani, poate mai bine în anul 2003-2002, eram în Irlanda. în proaspăt acolo în 2001 și într-o. Luni dimineața mă îndreptam spre muncă. Și în mintea mea erau cuvintele acestea. Duminică seara un frate tânăr a predicat despre felul cum să-l cinstești, să te închini înaintea Domnului prin dărnicia ta, prin ceea ce îți dă Dumnezeu. Până atunci n-am auzit vreo predică despre lucrul acesta. N-am știut prea multe. N-am fost interesat, poate. Am ignorat, poate, segmentul acesta. Și îmi răsunau în minte cuvintele acestea. N-am să niciodată dimineața aceea de luni, mă îndreptam spre muncă și, având în minte mesajul acesta, mă gândeam, Doamne, Tu ai spus, în Maliahi, puneți-mă la încercare. Și eu, de felul meu, sunt mai greu de convins. Și am zis, Doamne, poate și numele mă ajută că seamăn cu evreii, și am zis, Doamne, dacă Tu mă ajuți și o să-mi dai salariul acesta, mi-am făcut eu niște calcule rapid, cât, câtă chirie am, ce cheltuieli am și dacă Tu mă ajuți, Doamne, să am salariul acesta, suma aceasta, eu o să dau din momentul acela zicială la casa Domnului, să ți-o aduc ție. Și m-am gândit și am stat așa și am zis, măi, am făcut bine ce am făcut. Și aveam încredere într-un fel că ceea ce am făcut, promisiunea aceasta, juruința aceasta, am făcut-o din toată inima. Și nu trece mult timp și să vedeți ce se întâmplă. Rămân fără muncă. Am spus, Doamne, ce se întâmplă? Eu nu asta am cerut, nu să rămân fără muncă. Am cerut să îmi crești salariul. Am fost ca Iacov. Nu m-am încrezut în Dumnezeu chiar dacă am fost falimentar, recunosc, vă mărturisesc lucrul acesta. Am făcut un pact, un contract cu Dumnezeu. Și am mânc fără muncă. Și am început să mă frământ, să mă îngrijorez. Doamne, ce se întâmplă? Și nu trece mult timp și Dumnezeu îmi pregătește un alt loc de muncă. Un job, așa cum spunem noi, fraților, nu cât m-am gândit eu, mult mai mult peste, că dacă aș fi știut eu să ridic marja, puneam altă marja. Dar eu am fost așa, în logica mea, în gândirea mea, am zis, Dumnezeu cam așa poate, cam... Dacă face asta, eu mă încred în El. Și m-a binecuvântat Dumnezeu cu jobul acesta în care mi-a dat mult, mult mai mult decât am cerut. Și n-am fost gârcit cu mine, am zis, Doamne, dacă îmi dai atât, să rămân cu atâta în mână, după cheltuiel, după ce plătesc chiria și după lucrurile care mai am nevoie. Și Dumnezeu a fost credincios și mi-a dăruit slavă Lui pentru aceasta. A trecut timpul și m-am căsătorit. Am cunoscut-o pe Luminița, mulțumesc Domnului că mi-a dat-o și tata că a crescut o crescut-o. Și știți noastră, intră în căsătorie și fiecare vine cu agenda lui. Fiecare vine cu principiile lui, cu planurile lui și cu dorințele lui și spune ce vrea și ce are de gând. Și la segmentul acesta am stat și m-am gândit și am zis, ia e de la Timișoara, trebuie că știe mai multe ca mine, și mai deschisă, probabil, la lucrul acesta. o să fie mai darnic. Și am zis, uite, dragă, de la bun început, în familia noastră, vreau să dăm partea Domnului. Din tot ceea ce Dumnezeu ne dă, din venitul nostru, din salariul tău, salariul meu, vreau să dăm partea Domnului. Și soția mi-a spus, stai liniștit, sigur. O să facem lucrul acesta cu toată credința. Cu dorința aceasta și din toată inima îl vom onora, ne vom închina înainte lui Dumnezeu cu zecea. Pentru că, îmi spunea ea, eu, înainte să ajung în Irlanda, am făcut o promisiune înainte lui Dumnezeu și am zis așa, dacă ajung în Irlanda și toate lucrurile sunt bune și mă vei binecuvânta, primul meu salariu, întreg salariu, îl dau Domnului. Și când am primit primul salariu, l-am și transferat și l-am dat în România. Și am spus, lucrurile merg bine în segmentul acesta. Și am văzut în decursul anilor cum Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu că am fost noi mai buni, fraților. Nu că stăm noi în Irlanda, că Dumnezeu te poate binecuvânta oriunde. Dumnezeu poate să-ți dăruiască în cea mai săracă țară. Dacă ești credincios Domnului, Dumnezeu te poate binecuvânta. Și au curs părăi de binecuvântări. Și a venit vremea crizei. Și mulți, mulți, ca și în România, și în Irlanda, și în alte părți, și-au pus încrederea mai mult în părăie. în binecuvântări pământești, decât în Dumnezeu. Și acum sunt la moment de cumpănă. Mai lucrează Dumnezeu? Mai ia minte Dumnezeu? Mai e Dumnezeu credincios? Și eu spun, da, Dumnezeu este credincios și astăzi noi oamenii poate ne-am schimbat, ne încredem mai puțin în El sau suntem așa mai șovăielnici. Azi credem, mâine nu mai credem. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu să ne ajute pe toți să învățăm și să știm că zeciuiala este un test al credinței noastre în Dumnezeu. În al treilea rând, zeciuiala e dovada dragostei a părtășiei creștinei. E dovada dragostei a creștine. Dacă ceva i-a făcut pe frații și surorile din biserica primară, apostoli, ucenicii de atunci, să vândă o goare, să vândă case și tot să trăiască și să aibă de obște, săracul să se egalizeze cu bogatul, n-a fost altceva decât dragostea frățească. Dacă macedonienii au dat peste puterile lor, în sărăcia lor lucie, dacă au dat cu bucurie, dacă s-au dat pe ei sine Domnului, a fost pentru că liantul acesta sfânt, dragostea frațească, a fost la ea acasă în Macedonia. Dacă văduva săracă a dat ultimii doi bănuți și Domnul Iisus a spus uitați-vă la văduva aceasta, ea nu ca bogații și a dus ultimii doi bănuți la casa Domnului pentru că, pentru că s-a încrezut în Dumnezeu. Pentru că a considerat și a știut femeia aceasta, dacă nu mă închin Domnului și în felul acesta, lipsește ceva, e știrbită închinarea mea. Domnul Iisus, dragii mei, Dumnezeu din cer se uită la cum dăm, la atitudinea, la felul cu care dăm. Nu la cât rămâne, ci la cât dăm. A... 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 2, spune Fiecare să dea. Noi avem o concepție de felul acesta. Dau bogații din biserică. Dau patronii din biserică. Dau alții. Sfânta carte, Biblia spune, fiecare, fiecare să aducă la casa Domnului zecele lor. Frații mei, surorile mele, dragi tine, dărnicia nu este un mod prin care Dumnezeu Umple uh, caseria, visterile unei adunări, unei biserici. Nu. E modul în care Dumnezeu crește oameni, frați și surori, după modelul Domnului Isus, generoși, iubitori, darnici, pentru că El a dat tot, Dumnezeu a dat tot, l-a dat pe Domnul Isus pentru noi, ne-a dăruit peste măsură, mai mult. Un frate, când îl întreb ce faci, frate, spune nemeritat de bine. Mi-a dat Dumnezeu de toate și mulțumesc pentru aceasta. Realizăm noi lucrul acesta? Suntem noi conștienți de lucrul acesta? Sau credem că toate sunt ale noastre, le primim, ne bucurăm de ele și atât? Medicamentul pentru lăcomie, frații mei, surorile mele, cel mai bun medicament este dărnicia. Dacă ești cumva lacom, am un medicament, dăruiești. Învață-te să dăruiești și vei scăpa de la comie, vei scăpa de repercursiunile comie, și Dumnezeu te va binecuvânta. Vreau să merg spre încheiere, nu înainte de a vă provoca la lucrul acesta. Faceți un test, dar nu un test ca la Caritas. Gândiți-vă că trebuie să fiți sinceri că Dumnezeu vă cunoaște pe toți, ne cunoaște și din venitul nostru, din salariile noastre, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu 10%. Și faceți testul acesta trei luni de zile. Și dacă Dumnezeu nu-și ține promisiunea, nu mai dăruiți. Însă, frații mei, nu spun asta din ambiție. Nu am emoții la lucrul acesta. Mă bazez pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este undeva sau singurul domeniu din scriptură unde Dumnezeu spune puneți-mă la încercare. În Maleahii, capitolul 3, este domeniul financiar. Este în faptul că noi suntem gata, dispuși să ne închinăm înaintea lui cu dărnicie, cu zeciurile noastre. Ăsta e singurul domeniu. N-am să uit niciodată, în urmă cu un an și jumătate, când prin Harul Domnului am deschis Biserica Betanie la Dublin și trebuia să ne mutăm din locația unde am închiriat acolo și găsisem noi o hală ca să o amenajăm și să fie biserică. N-aveam bani. N-aveam bani. Dar ne-am încrezut în Dumnezeu și am dat drumul la proiectul acesta. Am spus, fraților, ne-a rugat o perioadă mai mult de timp, Dumnezeu a scos în cale clădirea aceasta și am spus, trebuie să investim undeva la vreo 80-100 de mii de euro. Atât am estimat noi la început. Dar nu aveam bani. Nu știam cum o să conducă Dumnezeu lucrurile. Știam că El ne-a vorbit să deschidem o nouă biserică, să ne punem la dispoziția Lui. Și eram acolo la început de săptămână, într-o luni dimineață, și au început să vină tirurile cu materiale, cu placă, cu lemn, cu metale, cu tot ce trebuia acolo. Și l-am sunat pe liderul bisericii noastre, fratele Vali și pe Călin, și le-am spus, oare oamenii ăștia știu că noi nu avem niciun ban? Ăștia aduc, deliveresc aici marfa, dar ei nu știu că noi nu avem bani. Și le-am spus, stați liniștit că Domnul va purta de grijă. Și-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a binecuvântat și nu cât am estimat noi, am ajuns undeva la, la peste 140.000 de euro investiție pe înclădirea aceea și Dumnezeu, frații mei, i-a binecuvântat pe frați și au dat din dărnicia lor și la o colectă, nu ca laudă. Uitați detaliile astea mici care vi le spun. Vi le spun ca să vă motivez să vedeți ceea ce vă spun dumneavoastră. Noi trăim, ne încredem în Dumnezeu. La o colectă s-au donat peste 35.000 de euro. Și am putut să acoperim parte din cheltuiel. Și au spus unii frați, n-am dăruit niciodată zicioala. N-am crezut că trebuie să mă închină de Domnul și în felul acesta. Și Dumnezeu, după ce eu m-am deschis inima și am dăruit, m-a binecuvântat peste măsură de mult. Mi-a dăruit joburi, mi-a dăruit de muncă, mi-a schimbat jobul de muncă și mi-a dat din belșug și am spus lăudați să fie Domnul că El se ține de cuvânt și e un lucru în care cu toți ar trebui să practicăm aceasta frații mei, surorile mele, este greșit să dai zeciala atunci când o dai din interes pentru o imagine ca să ai influență pe păi dacă tot dau, trebuie să am un cuvânt greu de spus în biserica aceasta e greșit să gândești în felul acesta, e greșit să crezi că dăruind tu banul tău, nu mai trebuie să slujești. Sunt trei categorii de oameni. Unii care slujesc și nu dăruiesc la casa Domnului. Alții care dăruiesc și nu slujesc. Însă este a treia categorie care dăruiesc și și slujesc. Cu oamenii aceștia să binecuvinteze Dumnezeu Biserica Poarta Cerului. Să fiți toți dătători voioși și Dumnezeu să vă binecuvinteze să deschideți gazdurile cerului pentru voi, pentru familiile voastre, pentru biserica aceasta și Harul lui Dumnezeu să fie din belșug. Frații mei, vreau să închei, însă nu înainte de a da posibilitatea de a te gândi bine ce vei face de azi înainte cu privire la lucrul acesta. Ce ai de gând? Doar două posibilități. Să rămâi zgârcit, morocănos, să-ți vezi în continuare de drum, și să te scuzi într-un fel sau altul că un frate din Irlandă a venit și a spus sau păstorul ne spune din când în când. Sau poți să faci o reformă în domeniul acesta financiar și să spui, Doamne, de astăzi vreau să mă închin cu zeciala la casa ta. Și poate să spună dată biserica, amin? Amin. Dragilor, Asigurați-vă economiile dumneavoastră, banii dumneavoastră, la banca centrală a cerului. Dacă există vreo monedă care nu se devalorizează și e veșnică, aceea e moneda cerului. Fiți oameni înțelepți. Lumea aceasta, cu tot ce este, va trece. Cu banii ei, cu bogățiile ei. Dar dacă noi ne vom deschide cont, în banca centrală a cerului. Vom dărui și vom transfera din conturile noastre în contul băncii centrale a cerului. Sucursala la, la poarta cerului. Dumnezeu ne va binecuvânta pe toți. Abia aștept să aud mărturii care să spună frați și surori am dăruit Domnului, m-am încrezut în El, am știut că zeciuiala este proprietatea lui Dumnezeu și m-am închinat Domnului și în felul acesta. Așa de mult îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa cum spunea Pavel, și mai repet încă o dată, n-am niciun interes, fraților, n-am vorbit cu fratele meu Filip să fac colecta la final. Eu nu vă motivez ca să dăruiți mie sau unui om. Vă motivez să dăruiți ca să vă îmbogățiți dumneavoastră, dar uitați de ce înseamnă îmbogățire pământească. Gândiți-vă la adevăratele bogății, la binecuvântările care Dumnezeu poate să le dea. Să nu gândiți de astăzi, mă duc, mi-au soția, copii și facem planul acesta ca un fel de caritas. Nu! Încredeți-vă în Dumnezeu, dați din dragoste și Dumnezeu care e credincios și drept va face lucrul acesta. În... Cartea Domnului, la 2 Carinteni, capitolul 9, versetul 8, cuvântul Domnului spune așa, versetul 7, ca să înțelegem mai bine. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, ce să faceți? Să prisosiți în orice Faptă bună. Nu ca să-mi schimb mașina, nu ca să mai eu încă nu știu ce apartament sau altul, nu. Ca să prisosesc în orice faptă bună. Așa bine cuvintează Dumnezeu și așa fac oamenii înțelepți care se încred în El. Frații mei, vreau să ne ridicăm cu toți în picioare. Și aș vrea să facem o rugăciune. Dacă am fost falimentari până astăzi la domeniul acesta, aș vrea să-l rugăm pe Dumnezeu să ne ierte. Amen. Și să ne dea putere să facem o rugăciune de rededicare. Să-i spunem, Doamne, ne încredem în tine și cu finanțele noastre. Vrem să te slujim pe tine. Îți mulțumim că ne dai oportunitatea să ne închinăm prin dărnicie înaintea ta. Să nu ne fie știrbită dărnicia. Îți mulțumim că ne vei binecuvânta. Și, frați și surori, vreau să vă spun ceva. Dacă veți începe de la frații din comitet, la frații coriști, la frații cântăreți, toată biserica, și veți dărui Domnului, Dumnezeu vă va binecuvânta peste măsură de mult. Dumnezeu are putere să deschize, să deschidă zăgazurile celor pentru dumneavoastră și să toarnă binecuvântarea Lui peste voi. Haideți să intrăm într-o rugăciune în care să ne cerem iertare Domnului dacă am fost falimentari și să spunem, Doamne, vrem să ne închinăm prin dărnicie cu toată inima. Amin. Haideți să ne rugăm.